designerul Stefan Pelger va fi incinerat. A cui a fost dorința și de ce va fi trimisă cenușa în Germania? Stefan Pelger va fi incinerat la dorința mamei sale adoptive, nu înainte însă de a-i fi organizată o ceremonie fastuoasă de rămas bun. Apoi, urna cu cenușa creatorului de modă, care s-a sinucis joi, 8 iunie, va fi trimisă în Germania și înmormântată alături de fratele său. Tania Budi, una dintre prietenele de suflet ale lui Pelger, a vorbit într-o emisiune TV despre această decizie. Mama sa, care se află internată într-un azil în Germania, a transmis dorința ca el să fie incinerat. Pentru că în România nu are rude care să se ocupe de cele necesare unei mormântări. Mama sa fiind în străinătate, aceasta a decis ca trupul neînsăflețit să fie incinerat. Tania Budi a precizat că, la cererea mamei acestuia, Stefan Pelger va fi incinerat, iar cenușa va fi dusă după în Germania și îngropată alături de fratele său, relatează Spainus. Roșia din Abuzatu a anunțat că înainte de incinerare va fi organizată o ceremonie în memoria creatorului de modă. Va fi o ceremonie mare cu mulți prieteni, așa cum îi plăcea lui. Va fi îmbrăcat frumos, cu flori, așa cum și-ar fi dorit, a declarat Adina Buzatu, în exclusivitate, pentru Antena Stars, conform sursei citate. Stefan Pelger a fost găsit spânzurat. Stefan Pelger, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, a fost găsit mort joi, 8 iunie, în atelierul său din sectorul 2 al capitalei. Designerul nu s-a sfit să vorbească despre faptul că se lupta cu depresia. Designerul s-a spânzurat în curtea atelierului pe care îl deținea. În urmă cu câteva zile, Pelger a publicat o postare pe Facebook prin care mărturisea că este dor de tatăl său, care a murit în luna noiembrie anului 2019. În plus, nu o niciodată jos un ceas pe care îl avea de la tatăl său. Cu toate că la evenimentele publice, dar și în postările de pe rețelele de socializare, avea mereu zâmbetul pe buze, Stefan Pelger se lupta cu boala secolului. În cadrul unui interviu, a mărturisit că se lupta cu depresia de la vârsta de 10 ani. În plus, designerul a afirmat la emisiunea La cine de la Digi24 că puține lucruri mă fac fericit. Prietenii munca.